S-a mai dus o vară, am mai venit un flip. Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Eu sunt Alex, el este Samsung Galaxy Z Flip 4. Greu de crezut că am ajuns la a patra generație de telefon pliabil cu clapetă, acela cool pe care îl vor tinerii pentru a consuma content pe formatul ăsta alungit. Știți voi, TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels. Acum, telefonul a primit un procesor din acela nou Snapdragon 8 Plus Gen 1, camera principală cu un senzor de la Galaxy S21, baterie mai mare, muchii mai plate, toate pe la aproximativ 5000 de lei. Dar să ați liniștiți, dacă mai iau după ultimele flipuri, prețul a trebuit să scadă foarte rapid. Am testat deja Galaxy Z Fold 4, acele pentru muncă, productivitate, stylus, Ăsta e mai pentru joacă, așa mai pentru fashion, mai pentru tineri, care la final de zi, când au terminat treaba, îl fac așa biscuite și îl bagă în buzunarul de la jeans. În rest, o să-și facă și selfie-ul cu camera principală, folosindu-se de acest ecran cover, care acum a căpătat dublul funcțiilor față de Z Flip 3. Acestea fiind zise, începe recenzia, avem multe să vă spunem și vreo 400 de poze să disecăm în această recenzie a lui Galaxy Z Flip 4. Să începem! La prima vedere, Samsung Galaxy Z Flip 4 seamănă destul de mult cu Z Flip 3, dar apoi îți dai seama că ai spatele acesta mat și nu lucios. Apoi îți mai dai seama că ai aici o ramă plată și nu una așa rotunjită ca la predecesor. Treaba asta îl face să fie mai aderent și să aibă o priză bună în mâna utilizatorului. Aș menționa și dimensiunile. Telefonul măsoară 6,9 mm în talie exact ca predecesorul și el cântărește 187 de grame, ceea ce înseamnă că este cu doar 4 grame mai greu. Când îl închizi, trece la o grosime undeva în jurul la 16-17 mm, depinde dacă nu mergi și camera sau nu. Vedeți, închiderea nu se face perfect de tanș, așa cum nu se face nici la Z Fold 4. Apropo, recenzia lui Z Fold 4 e pe canalul YouTube, vă recomand să o vizionați. Revenind, avem de-a face cu Gorilla Glass Victus Plus pe exterior, ca protecție aici, și acest panou pliabil de 6,7 este protejat de un strat din plastic. Acum, pliul ăsta rămâne vizibil și se simte la atingere. Nu pot să spun că s-au schimbat foarte multe la capitolul ăsta față de anul trecut, dar pot să-l laud că pe un fundal deschis la culoare și atunci când vizionez un video, el devine practic invizibil. Alte lucruri de menționat, păi rama din aluminiu este un armor aluminum care acum rezistă mai bine la zgârieturi și scăpări. La scăpări putem spune doar Doamne ferește. Avem parte și de certificare IPX8, ceea ce înseamnă rezistență la apă, până la 1,5 metri adâncime, timp de jumătate de oră. Alte lucruri de spus, păi avem o tonalitate duală, cum aveam de altfel și la predecesor, și acea customizare a nuanțelor prin programul Samsung Bespoke, astfel încât să ai telefonul altfel decât au alții alte combinații de culori. Marele avantaj al, al unui telefon de acest tip este că în acest format închis încape în orice buzunar, chiar și de blugi strâmți. În vreme ce odată deschis ai un spațiu vertical foarte generos pe care să faci scrolling pe Instagram, TikTok, Facebook și site-uri cu știri sau ce mai faci tu pe telefon. În vreme ce dacă îl ții în landscape ai foarte mult spațiu de vizionare pentru filme și pentru jocuri. Cam asta este secretul acestui tip de format care, dacă mai au după vânzările din ultimul an, cam asta a fost cel mai apreciat, pliabil din ultimul an. Și observați cât de bine este camuflată balamaua acum. Schimbări de finețe, dar unele reușite. Am terminat cu designul și hai să vorbim despre display. Sare în ochi acest display, este alungit, este mare, are 6,7 inci în diagonală, este un Dynamic AMOLED 2X, Rezoluția este de 2640 pe 1080 de pixeli, refresh rate de 120 Hz și suport HDR10+. Pe hârtie ni se promite o luminositate foarte generoasă, până la 1200 de nits și, ce să vezi, chiar ne-a impresionat luminositatea mai puțin până acolo. În afară de panoul ăsta pliabil pe mijloc, de 6,7 inci, îl avem și pe cel cover, de 1,9 inci. Este un Super AMOLED cu rezoluție de 512 pe 260 de pixeli și vom acoperi spre finalul recenziei toate sarcinile și widgeturile sale. El se bucură de cea protecție Gorilla Glass Victus Plus despre care am vorbit pentru spatele telefonului. Este și un mic prag aici care face trecerea între spatele clasic și zona asta de sticlă care acoperă atât camerele cât și acest ecran. Acum să vedem ce știe ecranul, asta înseamnă un test de playback și avem uh, acel clip clasic pe care tot folosim noi. Hai să vedem. Atunci când pornești clipul prima oară, o să-l vezi în modul ăsta și o să remarci faptul că ai niște dungi negre în dreapta și stânga. La fel cum la Z Fold 4 aveam dungi negre sus și jos. Soluția e simplă, dai zoom așa, dar o să pierzi din content prin cropping în partea de sus și jos. Este un aspect încă nerezolvat al pliabilelor din ziua de azi. În fine, n-aș spune că muchile sunt cu mult mai subțiri decât la Z Flip 3. Poate foarte puțin. Iar decupajul pentru camera selfie l-aș numi unul mediu, nu e nici cel mai mic de până acum, dar nici cel mai mare. Că despre ecran în sine, foarte luminos, view colorat, stă bine și la unghiuri de vizualizare care sunt largi și îmi place paleta sa de culori, de asemenea responsivitatea la jocuri. Um, contrastul este excelent în bătaia soarelui și acum hai să vă arăt și niște date despre acest panou. Până una alta, rețineți că avem aranjament de pixeli de tip Pentile Matrix, iar la testul cu luxmetrul, testul clasic, avem 530 de lux. Bun, deja cu treaba asta stăm bine. În ideea că Z Flip 3 avea 458 de lux și am depășit un Huawei pe 50 Pocket, dar a rămas sub Moto Razer 5G care avea 639 de lux. În același timp, dacă activăm ce opțiune specială, extra brightness, ajungem la 900 de lux, ceea ce este fabulos și bate cam orice alt telefon, în afară de ce să vezi, tot Samsung-uri. Dar asta este o opțiune specială din setări pentru zilele foarte însorite. Cât despre ecranul secundar, el se mulțumește cu un 250 de lux, dar se descurcă și face treaba bine. Cert e că rețineți faptul că putem merge în o valoare foarte mare și ecranul ăsta va fi lizibil, indiferent cât de mare e canicula de afară, strict prin opțiunea asta, extra brightness. Acum, acestea fiind zise, mai sunt și alte setări relevante aici în zona display, luminositatea adaptivă, setările pentru refresh rate, 120 sau 60 de Hz plus cele legate de culori. Foarte încântat de ecran, trecem mai departe și găsim un procesor care sare cu vreo 3 generații față de cel dinainte. Dacă Z Flip 3 avea un Snapdragon 888, acum am trecut peste 888 Plus, este Snapdragon 8 Gen 1 și am ajuns la Snapdragon 8 Plus Gen 1. Este un procesor produs de TSMC, procesor de 4 nanometri octa-core, care vine cu un sal de 10% de performanță față de Snapdragon 8 Gen 1. Acest procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 este însoțit de 8GB de RAM și de 128GB de stocare. Vorbim evident despre LPDDR5, și respectiv UFS 3.1. Nu avem slot microSD din motive evidente legate de spațiu, nu avem nici lag, dar fiind un telefon foarte subțire, e un pic mai greu să răcești ca lumea când vine vorba de jocurile foarte solicitante. În mare, în general, nu s-a încins la jocuri, dar atenție, dacă solicitați cu Apex Legends Mobile și Diablo Immortal, e posibil să crească mai mult temperatura. Acum să vedem cum stăm cu benchmark-urile. Intrăm frumos aici și în antutul 9 suntem pe locul 16 all time. Suntem imediat deasupra lui Oppo Find N și mai întrecem și un OnePlus 10T, care, atenție, are același CPU la interior. Suntem sub Galaxy Z Fold 4 și sub Poco F4 GT. În Geekbench 5, Multicore, locul 7, nu e de aici de acolo, a depășit Z Fold 4 și pe Galaxy S22 Ultra, E sub Asus Zenfone 9 și iPhone 13 Pro Max Cât despre gaming, avem 3DMark Slingshot Extreme ES 3.1 Aici este locul 51, ceva mai modest Este deasupra lui Galaxy S20 Ultra și S20 Plus În rest, am mai întrecut un S21, din câte am văzut Și am mai întrecut și un Huawei P50 Pocket Așa, dintre rivalii cu clapetă Sub Oppo Find N și sub Galaxy Z Fold 3, ca să știți în mare, în mai toate testele astea, dacă îl luăm așa per total, prinde top 10 destul de multe sau în cel mai rău caz un top 20. Vedeți, mai coboară uneori sub aceste limite, dar în mare, v-am zis, e material de top 10, top 20. Hai să vedem cum stă cu temperatura. Mergem aici, temperatura la încărcare, 37,3 grade Celsius, nu e rău deloc. În benchmark 39,9, aproape de prag, dar fără alt trece și la jocuri 37,5, deci nu avem probleme cu supraîncălzirea. Și acum un upgrade pe cifre, ca să zic așa, acolo unde Galaxy Z Flip 3 avea baterie de 3300 mAh, aici avem o baterie de 3700 mAh și hai să vedem ce ne oferă. La testul de playback video am atins 14 ore și 46 de minute. Un rezultat destul de ok, având în vedere formatul, L-am întrecut pe Moto Razr 5G și pe Galaxy Z Flip 3 pe aceasta din urmă cu vreo 2 ore. Suntem sub Huawei P50 Pocket și doar cu câteva minute. De asemenea, suntem sub Galaxy Z Fold 4 și sub OnePlus 10T care are același procesor. La utilizare continuă avem 11 ore și 6 minute, cu aproape 3 ore mai mult decât Z Flip 3, ceea ce e mare lucru. Am întrecut Huawei pe 50 Pocket și pe Moto Razer 5G, folosind aplicația noastră de test clasică, PC Mark. Suntem sub primul Z Flip, sub Galaxy S22 Plus și OnePlus 10T, dacă vreți neapărat niște repere, dar ce contează e că am întrecut alte telefoane pliabile cu clapetă la încărcare, nu avem încărcător la pachet, așa că am folosit unul găsit prin casă, un, unul de la Asus, dacă vreți să știți, de 30 de W. Am încărcat telefonul de la 0% la 100% în o oră și 41 de minute. După jumătate de oră, era la 38% și ca să știți, acum avem încărcare pe fir la 25 de W. Predecesorul avea la 15 W, avem încărcare wireless la 15 W aici, dar și încărcare inversă, poți să pui un dispozitiv pe spatele telefonului și se va alimenta. Mă gândesc la căști, ceasuri sau alte telefoane, dar e o alimentare lentă la 4,5W. Acum, am terminat cu bateria și mi se pare important că am reușit salturi față de Z Flip 3 și acum o să vorbim despre acustică. Un setup stereo, tunat de AKG, speaker aici jos și încă unul sus este cel pentru convorbiri de deasupra camerei selfie. Acum, în setări, ca de obicei, Samsung este generoasă și dacă intri aici, o să găsești opțiunile acestea, Dolby Atmos, cu setările auto, movie, music și voice. Apoi avem opțiune pentru gaming și un egalizator pe genuri muzicale, dar și nouă canale, nouă frecvențe. Experiența acustică în sine se aude imediat. Ați prins ideea, speakerul de jos duce tot greul, dacă îl acoperim pe el se pierde cam 70% din savoarea ascultării, dacă îl acoperi pe cel de sus aproape că nu se simte. Mă încântă vocea și în altele, bas nu avem foarte mult, este ok, dar nu mă dă pe spate basul, chiar și în piesele, eu știu, dubstep sau rap nu se simte așa mult cum, ar trebui, cum trebui să se simtă. Um, spatele vibrează destul de mult când asculți muzică, volumul mi se pare satisfăcător. Și aș spune că vocea m-a impresionat plăcut și la melodii, și la podcasturi, și la filme. Ca de obicei lucrăm cu decibele aici, lucrăm cu decibel metru și avem la testul cu sample acustic 73,9 decibel sus. Iar jos diferență foarte mare, 89,4, v-am zis, așa e ca între spicare, n-am mai văzut, cel de jos, cred că singur să le scurca la fel de bine. Cu această valoare, hai să vedem cum stăm. Am depășit Z Flip 3 cu 5 decibeli, am întrecut Huawei pe 50 Pocket și pe Moto Razer 5G. Suntem sub Vivo V23 și Asus Zenfone 7 Pro. Nici la jocuri nu stăm rău, 98,3 decibeli, aproape de 100, care este pragul nostru clasic. Am întrecut un Z Flip 3 cu 9 decibeli și un Huawei p 50 pocket, dar ne plasăm sub Moto Razer 5G și sub Motor Edge 30 Pro, asta așa ca să știți. Gata, acum trecem și la altele, și prin altele, vorba despre cameră, începem cu aceasta decupată în ecran de aici, are 10 megapixeli și este aceeași ca la Z Flip 3: focalizare fixă, filmare 4K și deschidere f2.4. În spate se schimbă lucrurile. Știu că am rămas la două camere de 12 megapixeli, dar cea principală a primit un upgrade de senzor. Avem acum senzorul de pe Galaxy S20 și S21. E un senzor mai mare și cu pixel mai mari. Se descurcă mai bine la întuneric și în situații cu foarte multă lumină din față. Are stabilizare optică filmează 4K60 și mai vine apoi cu un senzor, este o cameră ultra-wide, tot de 12 megapixeli. Blitzul LED este chiar aici și opțiuni, slavă Domnului, avem destule, astfel că dacă intrăm aici și mergem la zona mor, vedem cam aceleași opțiuni pe care ni le oferă și seria Galaxy S22. De la modul Pro, Foto și Video, Single Take, Night, Food, Panorama, Super Slow-Mo, Hyperlapse, Portrait și Director's View. La Video avem acest mod Super Steady pentru stabilizare, iar pentru portreturi avem acest mod studio, care are cele filtre speciale, încât să ne bocheul cât mai frumos blurat. Și acum, hai să vă arăt galeria de poze realizată de colegul Claudiu, căruia mulțumesc foarte mult că m-a suplinit când mă operam de măsea de minte. Să începem! Avem aici o galerie generoasă realizată de colegul Claudiu și ce mi-a sărit în ochi este cât de bine arată aceste flori capturate aici și cât de mult a evoluat tehnologia. Până mai ieri nu puteai să faci boche decât dacă erau detectate fețe umane. Acum poți blura ce e în spatele unui obiect sau în cazul ăsta al unei flori și rezultatele sunt spectaculoase. Mi se pare că avem niște culori, niște nuanțe care arată mai bine decât la Z Flip 3 și o paletă mai largă per total de culori. Acum nu avem doar close-up-uri aici, dar vă dați seama că lipsa unei camere uh, telefoto la capitolul zoom nu stăm chiar impresionant, așa cum se poate vedea aici. O să apară zgomotul destul de rapid. Hai să vedem și alte ipostaze ale acestui uh, setup de camere, camera duală. Eu zic că pozele astea două pot fi lejer, material de wallpaper, au ieșit foarte bine. Suntem în parcul drumul taberei aici, parcul Moghioroș, cum era el cunoscut la un moment dat și îmi place foarte mult cum arată culorile astea. Ziua era toridă, dar nici urmă de supraexpunere sau suprasaturare, iar asta este poza standard, camera principală, în vreme ce asta este poza ultra wide și mă bucur să vă anunci că diferențele sunt destul de mici între camera principală și cea ultra wide când vine vorba de colorit și chiar și de poze făcute cu soarele în față, ceea ce este mare lucru. Apoi, hai să vedem, de la zoom nu prea avem mare așteptări, așa cum am menționat, în lipsa unei camere telefoto o să apară zgomotul chiar și pe la 3x. Până să trecem la fotografiile nocturne, hai să ne uităm peste niște selfie-uri realizate de colegul meu de la Mobilissimo. Ele sunt foarte reușite în ideea că îmi place cum a ieșit textura părului, dar și a chipului, a tenului. Se pot posta în social media fără probleme, fără ezitări. Știu că fundalul nu este foarte detaliat sau perfect iluminat, dar chipul, cel care contează, a ieșit destul de convingător cu acest telefon. mi amintesc că primul Z Flip pe care l-am testat eu, Z Flip 5G, parcă nu m-a impresionat la capitolul selfie, mi se părea că e un fel de pâclă pe imagini, treaba asta a dispărut apoi pe Z Flip 3 și acum continuă îmbunătățirea, deși este una incrementală, dacă pun selfie-uri unul lângă altul, făcute cu Z Flip 3 și cu Z Flip 4, nu o să vedeți diferențe chiar Uriașe. Dar vedeți voi avem foarte multe capturi aici și este greu să te gândești care este una preferată. Ăsta pare să fie un telefon care se descurcă foarte bine la close-up-uri și fotografii expresive, artistice, care indică plecarea verii și sosirea toamnei, spre exemplu. Poză cu camera principală și ce bine arată cerul. Poză cu camera ultra-wide, chiar și cu soarele în față, țindu se dintre nori, nu remarc vreo problemă de colorizare. Iar dacă vreți culori, gardurile astea din sectorul 6 îți oferă cam toată paleta necesară. Nu o să mă întind foarte mult, o să aveți și recenzia text în care o să dezbatem. În principiu, față de Galaxy Z Flip 3, avem par cu focalizare mai bună la close-up, culori mai bine calibrate și mie îmi place cum arată și selfie-urile. Știu că la zoom nu e cine știe ce, dar eu zic că poți produce cadre memorabile cu acest smartphone. Am terminat cu captura pe timp de zi. Hai să vedem ce știe el noaptea. Suntem tot în zona din sectorul 6 și primul lucru pe care îl văd e că nu mai avem coronițe în jurul stâlpilor de iluminat. Vedeți voi, anul trecut Z Flip 3 tindea să creeze niște halouri cam mari pentru aceste surse de iluminat, în vreme ce Z Flip 4 mi se pare că le gestionează un pic mai bine. Calitatea este bună și țin să vă spun că și dacă țineți Night Mode oprit pozele vor fi satisfăcătoare. Știu, uh, ultra wide -ul nu impresionează, se vede și aici. E ceva distorsionare, special pe margini. În același timp, halourile sunt prea mari și e și destul de mult zgomot. Dar camera principală face o treabă, eu spun, egală cu cea a făcută de un Galaxy S21, că doar senzorul principal este aceeași. Se descurcă foarte bine cu aceste vitrine, cu aceste surse de lumină, ele sunt perfect redate. Eu la viața mea am văzut telefoane care ar fi redată aici doar alb și atât, mai ales dacă eram la distanță. Telefoane high-mid range sau chiar și unele flagship pur mai vechi, dar vedeți, telefonul ăsta se descurcă binișor la capitolul captură nocturnă. Până la urmă, faptul că scoți poze clare este cel mai important lucru aici, chiar și în zonele un pic mai întunecate, mai lateralnice din zona drumului taberei. Acestea fiind zise, am terminat cu fotografiile și o să mai găsiți câteva crâmpeie de informații și paralele în comparația noastră dintre Z Flip 4 și Z Flip 3. Am făcut un material separat. Acum ne vom opri asupra videourilor și, slavă Domnului, avem destule. Cât de multe avem? Păi hai să vă zic, 41 de clipuri și cel mai impresionant cred că este asta cu focul în slow motion. Ăsta e bun să-l pui pe un ecran la iarnă când o să fie gazul prea scump și să simți că te cuprinde căldura. În fine. Trecem de slow motion și avem parte și de teste de stabilizare, și am zis teste pentru că da, avem mai multe. Clipul ăsta mi se pare cel mai relevant. Urcăm un pod destul de complicat, abrupt, curbat. Și o să vedeți că în comparație între Z Flip 3 și 4 am urcat același pod, iar Z Flip 4 se descurcă mai bine cu curducăturile cu pasul dreapta stânga dreapta stânga, nu se simte aici. Stabilizarea este foarte lină. Filmarea din mers este una foarte lină, nu simți că faci pași. De altfel, am multiple clipuri care pun la treabă această stabilizare, dar am și unele care pun la treabă focalizarea. Ba pe flori, ba pe fundal. Schimbare de focus rapidă și precisă. Uh, mi se pare că și culorile arată destul de ok la aceste capturi, deși dacă la poze nu a alunecat în păcatul supraexpunerii și suprasaturării, dacă prinzi o zi foarte însorită, e posibil să vezi și așa ceva. Hai să vedem și o fântână. Aici mă bucură detaliile. Am văzut această captură pe un televizor și da, avea detalii gârlă la nivel de flagship. Apoi avem și filmare selfie, care arată cam așa numai bună de postat pe TikTok, YouTube Shorts sau un Instagram Reel. Fiți atenți la textură în zona frunții, textura părului, textura pielii și modul în care se vede podul acela SF din spate. Ok, în context de focalizare, dacă mai doreați, v-am zis, avem 41 de clipuri care o să vă stea la dispoziție. Ce e clar e că avem claritate, gârlă, culori excelente și aș spune o stabilizare un pic mai bună decât pe Z Flip 3. Dar, nu o să vă mint, în mare, experiența de aici este 85% cea de pe Z Flip 3, poate mai mult. Nu s-au schimbat foarte multe la capitolul captură video, ceea ce cred că era ușor de ghicit. Îmi place cum arată filmările astea de la fântânile din centru orașului, vizionate pe un ecran mare, în special acel luciu albastru al apei, dar despre asta altă dată. Uh, bun. Cam asta ar fi cu capitolul cameră și mai multe detalii o să găsiți voi în recenzia text, dar cred că vă sunt dator și cu o filmare nocturnă, nu credeți? Așa că hai să căutăm. Cam așa arată o captură video nocturnă. Este filmare din mers, într-o zonă nu foarte bine iluminată. Știu că sursele de lumină sunt un pic cam mari, cele prinse aici, dar îmi place că nu văd trepidația ale imaginii, vibrații sau efecte neplăcute, vreo distorsionare. Imaginea rămâne destul de clară. Nu e rău, asta pot spune. Vedeți, aici era o zonă amplificată, cu prea multă iluminare, apoi camera așa da seama și a reglat. Nu mai este cel neon arborbitor, a făcut un reglaj aici și lucrurile arată mai bine. Bun, am terminat cu camera, ați prins ideea. Avem vreo 3-4 aspecte care sunt upgradate față de modelul de anul trecut, iar acum vom discuta despre conectivitate. Acest telefon vine cu un slot nano SIM și are și suport eSIM. Îți oferă conectivitate 5G și ai și Wi-Fi 6. Vine cu Bluetooth 5.2, iar pentru localizarea globală, pentru poziționarea globală, dispune de GPS, GLONASS, și mai are parte și de Galileo și BDS. Plățile o să le faci cu NFC, așa cum scrie foarte frumos aici, iar jos se află portul USB-C 2.0 pentru încărcare și transferuri. Apelurile s-au auzit destul de clar, nu foarte tare, v-am zis, nu sunt mare fan a acestui speaker de aici, nici pentru muzică, nici neapărat pentru apeluri. Iar acum ne uităm puțin peste speed test, fiți atenți la ce valoare am atins, la testul 5G. Rețeaua Orange România download 909 Mbps. secundă. Cred că este un fel de record din toate testele noastre, iar upload 139 Mbps. secundă. Ca să știți, sunt teste făcute imediat după ce am ieșit de la Comic Con, la Rome Expo. Știți că noi avem acele două turnuri gemene în zona aceea piața presei. Fix între turnuri am făcut eu testele astea cu valori mari. Apoi trecem la Wi-Fi, 688 mega secundă download, ba 696, 744 MB upload. Mărturisesc în sinea mea că mă așteptam la un pic mai mult aici, adică al meu iPhone 13 Pro se duce mai sus, 800 spre 900 secundă se putea un pic mai bine. Acum, dacă vorbim despre software, cred că este ușor să ghiciți că rulăm un Android 12 aici, iar peste Android 12 este aplicat One UI 4.1.1. Începem cu elementele clasice de One UI, cea mai distângă home screen e de rezervat știrilor, Apoi, dacă ținem apăsat pe ecran, accesăm zona de wallpaper și stil, vedeți aici că avem color palette, adică o să iei din culorile wallpaperului ului și o să le aplici la nivelul interfeței. Treaba asta este preluată de la Material U de la Google, de la Android 12. Avem și noile widget-uri, care sunt acum mai inteligente și mai detaliate, afișează mai multe informații încât să nu mai fi tentat să intri neapărat în aplicație și uh, vei putea să nu mai pierzi timp intrând în aplicație văzând ce ai nevoie direct din widgeturi. uri Al minteri, swipe în jos, ne arată zona de Quick Settings și Notificări. La Quick Settings, vedeți voi, aveți Link to Windows, adică ne conectăm la un PC cu Windows și putem prelua acolo notificări și apeluri de pe telefon, dar și face transfer de conținut. Nu avem mod DeX aici, spre oosebire de Z Fold 4. Astea sunt notificările, iar alte lucruri, păi avem bara asta Edge, unde avem afi afișate shortcut pentru aplicații, dar și posibilitatea de a porni imediat un mod Split Screen, Așa cum am făcut eu acum, împărțind ecranul în două. Și putem să avem și ferestre plutitoare pe ecran, dacă vrem, inclusiv unele suprapuse acele experiențe split screen amintită mai devreme. Toată lumea se întreabă care e treaba cu ecranul ăsta cover. Păi, pentru acele momente când ții telefonul în acest mod închis, o să vezi aici un always on display, un ceas din ăsta foarte frumos, stilizat, pe care o să-l personalizezi tu. Apoi, notificările. Avem și aici Quick Settings mai multe decât la Z Flip 3 și dacă Z Flip 3 îți oferea 5 widgeturi, Z Flip 4 are 10 widgeturi spre partea dreaptă. Avem player muzical, vreme, alarme, înregistrare vocală, timer, calendar. Astea sunt preset-urile Smartings, scenariile Smartings, adică dimineața poate însemna pornește aspiratorul robot, pornește cafetiera, se ridică jaluzelele Smart dacă aveți așa ceva, se deschide televizorul și altele de gen, poți pune un scenariu pentru seară, pentru invitați și multe altele. Aici avem shortcut pentru apelare rapidă, iar aici este programul zilei și încheiem cu Samsung Health, mai precis pedometru în acest caz. Deci, practic, a crescut numărul de widgeturi. uri Dubla apăsare pe butonul Power ne duce în interfața camerei, iar dacă facem o dublă apăsare pe ecran, trecem între Viewfinder și această abordare full screen. Apăsăm pe ecran și am făcut poza. Cu niște swipe-uri trecem între modurile camerei, video, foto, portrait și cam asta este treaba și alternarea între camere cu swipe între cea ultra wide și cea principală. Ne am lămurit cu ecranul cover, el este un shortcut către funcțiile telefonului atunci când nu ai chef să-l deschizi. Uh, alte lucruri de spus. Flex mode este în continuare în activitate. Ce este flex mode? Păi o să vă arăt imediat. Vi l-am arătat și pe Z Fold 4, e mai complex acolo. Cu flex mode, dacă ai poza asta, care apropo arată foarte bine și vrei să o editezi, și faci treaba asta, îți împarți munca în două. de sus e pentru content, cea de jos e pentru opțiuni. Deci o să lucrezi la un fel de mod laptop și nu e singura aplicație. La fel și la cameră, vedeți, aici avem contentul și aici avem opțiunile și putem să și inversăm treaba asta dacă vrem. Și nu se termină nici aici lista. Dacă ești pe YouTube și uh, mergi pe mobilisima.ro, începi să te uiți la un clip, precum acesta, Aici o să te uiți la conținut, așa cum am menționat mai devreme, și aici o să postez comentarii. Deci, asta e treaba la Flex, este multitasking. Cândva, când abia început să eram forțați, limitați la 90 de grade. Acum putem și așa, dar și așa, putem interacționa în Flex Mode la mai multe unghiuri. Sunt doar câteva aplicații care îl suportă, dar putem forța această funcție asupra aplicațiilor third party folosind setările. Pentru securitate, avem aici butonul Power cu cilitor de amprente integrat. Dacă pun degetul ăsta, nu se întâmplă nimic. Dacă îl pun pe ăsta, tocmai am făcut deblocarea. Și am și un aport din partea camerei selfie pentru deblocare facială. Alte opțiuni relevante. Păi, ăsta este cover screen-ul care poate fi personalizat la nivel de ceas. Puteți sincroniza lucrul watch face-ului de pe Galaxy Watch-ul vostru cu ce avem pe acest cover screen. Iar aici sunt acele widgeturi, vedeți că lista este mult mai lungă decât era la Z Flip 3. Mai departe avem și opțiunea de securitate, dar și zona de privacy. Vedem ce aplicații au accesat resursele telefonului, avem manager de permisiuni și când intrăm într-o aplicație care cere microfon sau cameră, simbolul ăsta verde ne alertează. Altfel sunt opțiuni clasice, dar și unele experimentale, link to Windows am vorbit de el, asta este zona lab, unde avem multi-window, pop-up view, și altele de gen și panoul flex forțat pe aplicații. Plus Bixby Routines, Dual Messenger și altele. Cât despre aplicațiile preinstalate, ăsta e folderul cu cele Samsung, SmartThings, adică obiectele inteligente de prin casă, Samsung Health, My Files, Bixby, apoi avem aplicațiile Google și cele Microsoft, Office, OneDrive, LinkedIn. Din rândul celorlalte avem Samsung Notes, aplicația pe care poți să iei notițe, există și ideea aceea de continue, în ideea că poți continua o notiță început aici pe o tabletă Samsung sau un laptop și viceversa. Mai avem și Instagram și Galaxy Store unde putem descărca aplicații și jocuri, iar gamerii se bucură de o resursă separată, acest Game Launcher, unde găsim destul de multe setări și profiluri pentru jocuri. Acestea fiind zise, dacă e ceva ce n-am acoperit, știți că aveți întotdeauna recenzia text pentru extra detalii și bonus și o comparație între acest pliabil cu clapetă din 2022 și cel din 2021. Și acum aspectele pro și contra. La capitolul pro avem un procesor foarte puternic la interior, un sal de 3 generații de la Snapdragon 888 direct la Snapdragon 8 Plus Gen 1. Un ecran foarte luminos, ne ducem spre 900 de lux cu acel mod extra bright. Este un telefon mai comod, mulțumită muchilor plate, în comparație cu predecesorul, și aduce certificare IPX8, deci rezistă la apă. Camera principală a primit un upgrade, avem un senzor nou, și se simte la culori și la detalii. Autonomia a crescut cu câteva ore în comparație cu rivalii și cu modelul de anul trecut, iar speakerul de jos face o treabă destul de bună. Ecranul cover a primit extra funcții în acest an, unele utile, 10 widgeturi mai precis și este foarte personalizabil. Flex mode te ajută la multitasking, așa cum tocmai ați văzut. Și toată ideea asta de spate mat, toate culorile astea și bespoke, sunt foarte atractive pentru publicul tânăr și pentru fașoniști. Ar mai fi și conectivitatea rapidă, așa cum ați văzut mai devreme la cel test 5G. Acestea sunt aspectele pro, hai să le vedem pe cele contra. Speakerul de sus nu prea mă impresionează. Nu avem încărcătura la pachet, iar încărcarea mi se pare un pic cam lentă. Atunci când te uiți la clipuri, o să rămână bare negre pe lateral și, dacă dai zoom, o să ai parte de niște cropping. Captura video nu e așa impresionantă precum cea foto, suntem cam la 85% din ce oferea Z Flip 3. Lipsa de cameră telefoto, evident zoomul nu impresionează din calea afară pe acest smartphone, iar protecția ecranului este una din plastic. Dacă posesorul este o fată cu niște unghii mai lungi, care au și niște pietricele pe ele, posibil să apară grituri. Nu avem nici Dex Mode și acest pliu rămâne în continuare la fel de ușor de văzut și de simțit cum am văzut și pe celelalte flipuri. Recunosc că atunci când privești un video, totuși, nu e o problemă și nici la jocuri. Acum, așa cum au făcut și celelalte flipuri dinaintea sa, și Z Flip 4 sunt sigur că va fi un hit mai spre final de an. De ce? O să scadă prețul foarte rapid. Anul trecut deja de Black Friday, Z Flip 3 avea un preț de nerefuzat, iar acum deja s-a dus sub 3000 de lei acel model. Acesta gravitează în jurul la 5000 în momentul ăsta, dar dacă istoria ne-a dovedit ceva, e că o să scadă mai rapid decât v-ați aștepta. Bun, este un telefon upgradat față de anul trecut și mi se pare că bate Huawei pe 50 Pocket și Moto Razer 5G. Acum așteptăm să vină și telefonul nou prieten de la Motorola, să vedem cum se petrece bătaia acolo. Personal, pentru mine, Alex, cel mai mare upgrade este confortul. Este faptul că avem muchile astea plate care face telefonul mai sigur de ținut în mână. Iar așa cum vă arată sutele astea de poze că orice sunt numai puține nu, avem un upgrade clar de cameră, în special la capitolul fotografii și poate mai ales la culori. Este un telefon de nișă încă, este un telefon pentru fashioniști, dar Z Flip 3 anul trecut a fost cel mai bine vândut telefon pliabil din istorie. Așa că acesta are niște pantofi destul de mari de umplut, ca să zic așa. Și personal cred că o va face, pentru că a început să aibă publicul său și nu mai este neglijat în comparație cu foldul. Flipul acesta ar putea deveni un hit, mai ales dacă prețul scade la o cotă atractivă. Punctele sale forte sunt baterie, procesor, ecranul super luminos și, de ce nu, camera principală. Plus această versatilitate de a deveni mic, truc care îl face să încapă în orice buzunar de skinny jeans. Cam atât la nu uitați de recenzia text, nu uitați că am făcut și un review pentru Fold 4, și o comparație între acest model și Flip 3. La revedere!